Aglomerație mare în piețele constanțene. Cu câteva zile înainte de Paște, miei sunt la mare căutare. Fie că îl achiziționează întreg sau optează doar pentru jumătate de miel, constanțenii spun că friptura de miel și dropul nu trebuie să lipsească de pe masa de Paște. Cu măruntaie să fac drop și friptorică. O ceva? Pe jumătate, e suficient. Cum e? Ce ați întrebat? Prețurile sunt mai mici totuși. Eu am fost în piața Griviței, acum să mă interesez de prețuri. Și acolo cam 20 este kilogramul de miel tăiat. Aici văd că e afișat 25. Prețul unui kilogram oscilează între 22 și 25 de lei, iar comercianții recunosc că fac prețul după fața omului. Totodată cei care cumpără mai mulți miei au parte de o reducere. Ați în funcție de cantitate sau? După om, după om. Avem prețuri și pentru pensionari și pentru toată lumea, domnule. Cel mai ieftin la cât ați lăsat? La 23 kg. Se dă iezi, se dă cu 20-21. Miei se dă 23. Ce vinde mai bine? Se vinde mielul întreg sau poționat? Ce se caută mai mult? Sunt oameni mai puternici financiar, vine, iau un miel la 15, 14, 13 kg. În principiu una peste alta? Jumătăți, jumate cu jumate. Clienții mai mulți, cei mai în vârstă, mai tineri? În vârstă, tineretul nu prea servesc. Cred că nu le place carne de miel. S-a mai mult la preț în apropierea Paștelor? Nu știm, chiar nu știm. Dar cum e prețul? Anul trecut cu cât ați dat? Cu 23, la fel ca anul acesta. Că și anul ăsta tot cu 23, 22, 25, după 8. Medicii veterinari le recomandă constanțenilor să achiziționeze carnea de miel doar din locurile autorizate.